Bună, băieți! Sunteți gata pentru festivalul iernii de mâine? Ai făcut o bună treabă, organizatorică, Frank. Se pare că patinoarul este deja gata pentru noul turneu de hockey. Oh, nu! Piața nu este suficient de fină. Auci! Se pare că unele locuri sunt prea alunecoase, iar alte locuri, din potrivă. Poate gheața nu a înghețat cum trebuie. Chiar ai nevoie de o mașină specială ca să fii sigur că gheața este fină și în siguranță. Ce vei face, Frank? Asta e o idee minunată, Frank. Să-l chemăm pe supercamion în ajutor. Se pare că deja ești în spiritul iernii, Carl. Frank ar avea nevoie de ajutorul tău la noul patinoar. Mâine va fi un mare turneu de hockey, iar gheața are tot felul de denivelări pe el. Unele locuri sunt chiar prea alunecoase ca să poți juca pe ele. Poți ajuta? Asta e minunat! Wow! Cu siguranță ai o mulțime de vehicule aici, Carl. În care te vei transforma astăzi? Minunat! Un camion Zamboni! Astea sunt incredibile! Minunat, supercamionule! Ești gata, pregătit să salvezi situația! Să mergem! Asta este Sam. Supercamionul are tracțiune specială pe cauciucuri ca să nu alunece pe gheață ca și tine. Udând gheața, supercamionul o înmoaie, astfel încât să-ți poată elibera cauciucul, Jerry. Asta este. Acum supercamionul finisează întregul patinoar și va da la o parte orice exces de apă, astfel încât să nu fie foarte alunecos. Vezi cum merge înainte și înapoi, acoperind fiecare centimetru de patinoar? Mulțumim, supercamionule! Acum că ai curățat gheața, orașul mașinilor e pregătit pentru jocul de hockey de mâine. Frank ar vrea să-ți ofere ceva special drept mulțumire pentru ajutor, supercamionule. E acolo, în frigider. Ha-ha! E o acadea! Exact când ai crezut că ai terminat cu gheața. Bucurați-vă de bunătăți, băieți, și mult succes mâine la turneul de hockey! Ne vedem data viitoare! Thank you.
Bună, băieți! Aveți o seară distractivă? Hei, dar de ce e atât de întuneric? Ce s-a întâmplat, micule Tom? Ai văzut un monstru? Unde l-ai văzut? Lângă castel? Să mergem să vedem! Nu văd niciun monstru. Ești sigur că ai văzut ceva? Pare un mister pe care supercamionul îl poate rezolva. Micule Tom, îl poți chema pe supercamion? Hei, Carl, avem un mister pentru tine să-l rezolvi. Crezi că ne poți ajuta? E o mașină monstru acolo la bâlci. Și toată lumea e speriată. E în regulă, Carl. Cu siguranță ai avut de-a face cu lucruri mai înspăimântătoare. Ai vreun echipament special care să te ajute în rezolvarea misterului? Wow, Carl! Un detectiv paranormal! Oh, un detectiv fantomă! Sună mult mai bine! Hei, băieți, ați văzut monstrul din nou? Da? Și cum arată? Un monstru marin înfricoșător? Din fericire, supercamionul a venit să vadă despre ce este vorba. Supercamionul are echipament special de detectat monștri astăzi. Ochelari cu vedere nocturnă. Un detector de monștri și o capcană pentru monștri. Impresionant, nu? Deci, cum vei găsi monstrul? Oh, detectorul de monștri. Bună idee! Supercamionule, e pornit aparatul ăla? Nu detectează niciun monstru. Vrei să arunci o privire prin zonă? Vezi ceva lângă topogan?
E monstrul! Acum vei întinde capcana? Fii foarte atent! Stai puțin! Ăsta nu e monstru? E Gary, camionul de gunoi. Gary, dar ce faci? Brațele tale s-au încălcit în luminițele de la bâlci și apoi demontate? Asta e o explicație bună. Hei, băieți, ia uitați-vă la monstrul ăsta. Destul de înfricoșător. Noapte bună tuturor. Salut, mașinuțelor! Ce zi minunată pentru joaca afară! E așa de plăcut că toată lumea se poate bucura jucându-se cu mingea împreună? Mingea este chiar distractivă! Asta chiar e o minge săritoare! Ups! Mingea aceea fuge! Se îndreaptă spre canal! Oh, nu! Ce veți face, mașinuțelor? Nu ajungeți la minge? Nu vă îngrijorați, mașinuțelor. Asta pare o treabă pentru super camion. Mașinuțele ar avea nevoie de ajutorul tău, Carl. Mingea lor a intrat într-un jgheab îngust și nu pot ajunge la ea. Este o misiune pentru super camion? În ce te vei transforma pentru o misiune ca asta, Carl? Arată minunat, Carl. Dar cum vei intra în jgheabul acela? Wow! Super camionule, ești atât de micuț, ești chiar mai mic decât mașinuțele. Acum că ești micuț, super camionule, s-ar putea să nu fii chiar atât de rapid. Ia uitați, mașinuțelor, supercamionul a venit să ajute. Uitați-vă la picioarele voastre. Supercamionul s-a transformat într-un mini camion ca să poată conduce în canal și să aducă mingea pentru voi. E minunat, nu-i așa? Supercamionul se poate transforma în vehicule mici, dar și în vehicule mari. Minunat, supercamionule! Ai un braț mecanic!
Ai prins-o, supercamionule! Oh-oh! Repede, micule Tom! Oprește-o înainte să intre în alt canal! Bună treabă, micule Tom! E mult mai simplu să rezolvi o treabă dacă toată lumea te ajută. Cum vei ieși, supercamionule? Yay! Ai reușit să ieși din canal! Mulțumim pentru ajutor, supercamionule! Și ție-ți place să te joci cu mingea la fel de mult ca mașinuțelor, nu-i așa, supercamionule? Ar trebui să stai să te joci și tu puțin. Ai dreptate. Trebuie să te întorci pentru că alt vehicul s-ar putea să aibă nevoie de ajutor astăzi. Ești haios, supercamionule. Mulțumim pentru tot, supercamionule. Ne vedem data viitoare. Mașina asta merge mult prea repede. Grăbește-te, Matt! Îl poți prinde! Ce e asta? Încă o mașină cu viteză? Sunt chiar trei? Ce vei face? Unde mergi? Să-l suni pe supercamion? Bună idee! El te va ajuta să prinzi mașinile astea vitezomane. Carl, Matt, mașina de poliție are necazuri. Trebuie să prindă trei mașini vitezomane. Îl poți ajuta? De data asta va trebui să te transformi în ceva cu adevărat special, Carl. Asta? Nu? Ok, să mai căutăm. O sirenă de poliție? Minunat! Ce e asta? O mașină de clonat? Incredibil! Așa vei putea să te transformi în același personaj de mai multe ori. Arăți extraordinar, supercamionule! Să mergem să prindem mașinile vitezomane! Hei, Matt! Supercamionul e aici!
Impresionant! E ca și cum te-ai uita în oglindă, Matt. Ha-ha-ha! Bună asta! Să mergem să prindem mașinile acelea vitezomane. Ia uite-le! E momentul pentru sirena! Atenție, băieți! Matt vine din urmă cu ajutoare! V-am prins! Băieți, ați dat de necaz! Bună treabă, supercamionule! Ne vedem data viitoare! Salut, Carl! Wow! Uită-te la toată mizeria asta de pe șantierul noii biblioteci! Uită-l pe Billy! Salut, Billy! Nu cred că ne aude din cauza zgomotului. Salut, Edgar! Salut, Ethan! Ce s-a întâmplat? Păreți îngrijorați de ceva. Ce spui? Billy are o răceală teribilă și ar trebui să fie acasă în pat? Ar trebui să mergem să vorbim cu el. Billy! Billy! Oh, Billy, nu arăți prea bine. Ar trebui să fii în pat. Înțeleg. După ce termini grămada asta de lemne, trebuie să muți și grămada aia de pământ? Știu că nu vrei să încetinești construcția, Billy, dar nu e vina ta că nu te simți prea bine. Biblioteca se va deschide diseară, dar nu poți munci dacă ești bolnav. Bună idee, Carl! Îl putem ruga pe supercamion să ajute. Ok, Billy, am găsit o soluție. Tu du-te acasă și odihnește-te. Și nu-ți fă griji pentru noi, ne vom asigura că treaba va fi făcută. Ne vedem mai târziu, Billy. Să te faci bine. Acum să chemăm supercamionul. Supercamionule! Mai tare! Supercamionule! Unde te duci, Carl? Minunat! Peștera ta! Ca să te poți transforma! Știi în ce te vei transforma? Perfect! Într-un buldozer mare și puternic ca Billy! Edgar, Ethan, a venit supercamionul. Vă va ajuta și el. Supercamionule, urmează-l pe Ethan și el îți va arăta grămada de pietre care trebuie mutată. Wow,
chiar că e o grămadă mare de pietre de mutat, nu-i așa? Ești atât de mare și de puternic că faci să pară o treabă ușoară. Acum că ai terminat de mutat pietrele, Ethan are nevoie să încarci pământul ăsta ca să-l ducă în fața bibliotecii. Acolo va fi iarba și plantele. Bună treabă, băieți! Acum tu și cu Edgar puteți ajuta să împrăștiați pământul pe peluză, supercamionule! Asta e! Arată extraordinar! A fost o muncă în echipă excelentă! Uite ce frumos arată biblioteca! Cred că ți-ai terminat treaba! Nu? De ce nu? Perfect! Acum toată lumea va ști că biblioteca e gata! Mulțumesc încă o dată pentru ajutor! Pe data viitoare...